Bun găsit, dragi telespectatori, și Hristos a înviat! Ne bucurăm să fim în preajma sărbătorilor pascale împreună și mă bucur foarte mult că suntem într-un spectru interconfesional creștin, mai larg ca de obicei. O perioadă de timp, câțiva ani în urmă, am fost tot într-o asemenea formulă, apoi nu s-a mai putut decât în trei confesiuni creștine reprezentate și acum din nou patru confesiuni. Mă bucur foarte mult să-l avem pentru prima dată la Să-l cunosc pe el, nu la Credo TV, dar la emisiunea aceasta, pe domnul preot, profesor universitar doctor Stelian Tofana. Bine ați venit la Să-l cunosc pe el. Adevărat a înviat, bine v-am găsit. De asemenea, doi colegi de platou pe care îi cunoașteți, domnul pastor Vasile Tămaș, președinte al Comunității Bisericilor Baptiste de Cluj. Bine ați revenit. Hristos a înviat, mă bucur să ne reîntâlnim. Și un colaborator apropiat din Târgu Mureș, preotul greco-catolic Flavius Miheț, de la Biserica numărul 1 greco-catolic Sfântul Nicolae din Târgu Mureș. Bine ați revenit! Hristos a înviat! Bine am revenit! Vă mulțumesc de invitație! Cum vedeți abordarea unei astfel de teme? Vă bucurați că se abordează o astfel de temă și în contextul acesta al abordării unei astfel de teme, o întrebare dublă: dacă în bisericile în care slujim sau în general vorbind se vorbește suficient de mult de învierea Domnului și respectiv dacă în media contemporană acest subiect este abordat suficient. Cum vedeți lucrurile? A vorbit despre învierea Mântuitorului Hristos însemnează a vorbi despre piatra de temelie pe care este așezat întreg edificiul creștinismului. Și istoria lumii în cele din urmă, istoria creației în cele din urmă. De aceea socotesc că este o temă foarte importantă care ar trebui să constituie punct de reflexie mai mult în bisericile noastre. Și dacă tot ați vorbit de mass media, cu atât mai mult în mass media, special la televiziune, pentru că există atât de multă lume care nu se duce la biserică, care nu frecventează bisericile și care, din acest punct de vedere, știu foarte puține despre temeiurile credinței lor, pentru că, până la urmă, au și ei o credință. Și atunci, de foarte multe ori, mai mult sau mai puțin întâmplător, e foarte bine dacă aud și altfel de lucruri decât le aud în veșnicul prozaic cotidian. Și când spun alte lucruri, mă refer la lucruri legate de credința creștină, legate de destinul lor, de destinul vieților și în special de punctul final al existenței umane, punct final al existenței umane care rezidă tocmai în consecințele învierii Mântuitorului Hristos, consecința asupra întregii creații, așa cum am spus la început, asupra întregului univers și cum vom discuta în emisiunea noastră asupra destinului materiei, fiecărui om. Asupra materiei din care este făcut omul, din care este creat universul, pentru că învierea Mântuitorului Hristos n-a avut un efect numai asupra trupului său uman, ci prin împroprierea noastră în umanitatea lui Hristos, efectul învierii s-a răstrâns asupra întregii umanități, asupra întregii creații. Și acest lucru o să-l precizăm. De aici importanța abordării acestui subiect și de aici importanța preocupării de a insista mai mult, poate, decât asupra altor, să spunem, teme, asupra învierii Mântuitorului Hristos. Aceeași întrebare la ceilalți doi colegi de platou. Dacă Hristos n-ar fi înviat, în zadar toată credința noastră, în zadar ceea ce ne străduim noi să facem acum, toată ființa, toată creația ar trebui, dacă voi veți tăcea, pietrele vor vorbi. Toți ar trebui să cânte despre măreția lui Dumnezeu și acțiunea sa în Sfânta Treime, Tată, Fiul, Spirit Sfânt, chiar și în povestioare pentru copii, chiar și în cărți pentru tineri, în piese de teatru, în media, nu numai în media creștină, pentru că, da, într-adevăr, media creștină este prezentă.
Sunt posturi de televiziune, sunt posturi de radio care sunt dedicate transmiterii mai departe a credinței. Dar și a, cum susținea Părintele, a temeiurilor, a fundamentului pe care se bazează credința noastră. Însă sunt experiențe pragmatice, experiențe frumoase pe care trebuie să le transmitem și celorlalți. Vă spuneam întâmplarea prin care am trecut eu în primul an de teologie, când mergând la casa acum bunicilor... Cum puteți să o repetați, că ați spus-o acum câțiva ani. Deci... Mergând la casa bunicilor, eram chiar în perioada după înălțare și bunicul stătea în bucătăria de vară văzând cine intră în curte și n-am apucat să-l salut. Cum am deschis ușa, el m-a văzut dinainte și imediat m-a salutat: Hristos a înviat, nepote! La care studentul, plin de învățătură nouă, îl corectează pe bunic și spun: Lucule, acum între înălțare și Rusalii salutăm cu Hristos a înălțat. Și spune: hai mă, nepote, slab ești la judecată. Noi ar trebui să salutăm în fiecare zi cu Hristos a înviat. Pentru că aici este cheza și a credinței noastre. Foarte frumos. E suficient cât se vorbește despre învierea Domnului în bisericile, să zicem, neoprotestante și în general în biserici? Și... Este suficient și întotdeauna mai este loc. Niciodată nu putem spune că este suficient ceva când este vorba de credință. Pentru că învierea Domnului Iisus Hristos ocupă locul central în religia creștină și trebuie să ocupe locul central în mesajul pe care biserica trebuie să îl transmită în fiecare generație. Când Domnul Iisus i-a împuternicit pe apostol și le-a spus: duceți-vă în toată lumea și predicați Evanghelia la orice făptură, în centrul Evangheliei stă Iisus Hristos Domnul, Fiul lui Dumnezeu, stă suferința Lui, moartea Lui și învierea Lui. Ca biserică evanghelică care ne fundamentăm credința în autoritatea Scripturii, cercetăm Biblia, Cuvântul lui Dumnezeu împreună cu comunitatea și în oricare din Evanghelii sau din Epistole o cercetăm, învierea Domnului Iisus Hristos și mesajul ei este prezent. Cu siguranță trebuie să ocupe un loc central în predicarea noastră, în slujirea noastră, în viața noastră. Și nădăjduim că și mass media creștină, dar și mass media laică dintr-o țară creștină, va înțelege mai mult să gândească emisiuni în care oamenii să poată să asculte și să privească și să se stârnească în ei interesul după cunoașterea Domnului Iisus, a celui înviat. De altfel, Apostolul Pavel, la 1 Corinteni 2:2, spune: n-am dorit să știu altceva între voi decât pe Iisus Hristos și pe El răstignit, deci persoana și lucrarea Domnului. Acum, ca să nu se creadă că ducem totul, deși accentul foarte bine s-a pus pe înviere, am vrea să vedem puțin ce aduce, ce beneficii are creștinul, credinciosul, din moartea, pe de o parte, învierea și înălțarea Domnului, ca să luăm doar aceste trei aspecte din faptele obiective pe care Domnul Iisus le-a săvârșit când era pe pământ. Noi, când vorbim despre înviere, vorbim impropriu despre acest eveniment, pentru că învierea nu este descrisă de niciun evanghelist în ceea ce a însemnat ea ca eveniment în sine. Pentru că acest lucru nu putea să fie perceput de către om. Așa că noi vorbim numai despre arătările Domnului înviat, despre teologia lor și despre consecințele, adică despre învățăturile pe care le tragem din modul în care Mântuitorul Hristos s-a arătat la diferite persoane. El nu s-a arătat întâmplător nimănui, nu s-a arătat întâmplător femeilor așa zise mironosițe, și asupra acestui lucru sigur că poate vom insista puțin, pentru că este impropriu spus femeile mironosițe.
într-o recentă lucrare a mea, am spus ele trebuie să fie numite altfel decât mironosițe. Le vom lua la rând experiențele, da, arătărilor, domnule. Așa că, din capul locului, trebuie să spunem că întreaga existență creștină este ancorată în moartea, în învierea și înălțarea Mântuitorului Hristos la cer. Din punct de vedere teologic, sigur că teologia în esența ei, în spiritul ei, este mai puțin importantă și de interes pentru creștinii care ne ascultă. Pentru ei este important că Domnul Hristos a murit, a înviat, s-a înălțat. Nu toate nuanțele teologice, dar moartea, învierea și înălțarea lui Iisus constituie evenimente care marchează un unic eveniment. Deci ele nu sunt separate și nu pot fi privite separat. De aceea, întreaga existență creștină este ancorată în moartea, în învierea și înălțarea lui Iisus. Foarte pe scurt spus, Hristos moare ca om, ceea ce arată că finalitatea vieții noastre este moartea. Dar moartea în existența lui Iisus ne-a însemnat ultimul cuvânt. După cum, de aici înțelegem că moartea în existența noastră nu este ultimul cuvânt. Moartea în învierea Mântuitorului Hristos a fost poarta de deschidere a umanității spre înviere. Învierea Mântuitorului Hristos ne-a arătat, așa cum spune și Apostolul Pavel, că și noi vom învia. El s-a făcut chezășia învierii noastre, adică primul care a deschis calea spre înviere a fiecărui om. Nu putem să vorbim de destinul final al existenței umane fără moarte, deci fără cruce, fără înviere. Pe de altă parte, nu există înviere fără cruce și nici cruce fără înviere. Iar faptul că Mântuitorul Hristos a înălțat la cer, ducând umanitatea în care toți oamenii am fost prinși, acolo s-a pecetuit destinul final al existenței noastre, adică cerul. În comuniunea persoanelor sfinte trăim și în viața de comuniune a sfinte trăim. Este, dacă stăm să judecăm spiritual aceste evenimente, este aproape înfricoșător, gândindu-ne la consecințele acestor trei evenimente pe care le-ați menționat din viața Mântuitorului Hristos asupra existenței noastre. Și dacă venim nu doar la escatologia individuală, pe care foarte bine ați menționat-o aici, ci la viața de fiecare zi, văzându-L pe Domnul Iisus Hristos cum moare, înțelegând realitatea învierii, chiar dacă faptul învierii nimeni nu l-a văzut, și respectiv înălțarea, ce ne aduc acestea pentru acum, nu doar pentru viitor, să completăm. Sigur că ne completăm unii pe alții. Moartea Domnului Iisus m-a învățat și ne învață un lucru care Scriptura îl argumentează foarte clar. Ce lucru grav este păcatul în viețile noastre. Domnul Iisus Hristos moare pentru păcatele noastre. Ne-a înlocuit în moarte datorită faptului că noi suntem păcătoși, pentru că El însuși s-a încărcat cu păcatele noastre. Și ca atare, în urma morții răscumpărătoare, ce obținem noi acum și aici, nu doar în viitor? Cu siguranță moartea Domnului Iisus Hristos și învierea Lui, un prim beneficiu a fost aceea că Dumnezeu Tatăl a acceptat suferințele Domnului Iisus Hristos și dreptatea lui Dumnezeu a fost îndreptățită prin moartea Domnului Iisus Hristos ca să-mi poată da mie harul iertării acelui ce sunt păcătos și meritam moarte datorită faptului. De aceea, ori de câte ori ne uităm la suferințele Domnului Iisus, trebuie să ne gândim, a murit în locul meu, în locul nostru și păcatul meu l-a dus acolo. Așa cum spune o poezie creștină, nu-i singur Iuda vinovat de sângele care s-a vărsat, ci eu și fiecare păcătos. Noi l-am, nu pot să spun că l-am determinat pe Dumnezeu, dar dragostea lui Dumnezeu, atât de mare față de noi, a determinat trimiterea Fiului Său, a Dumnezeu, deci, Fiului pe Pământ, morții, să moară pentru Domnul noi. Domnul Iisus, obținem iertarea și curățirea. Scrie în 1 Ioan 1:7, sângele lui Iisus Hristos vă curățește de orice păcat. Fără vărsare de sânge nu este iertare. Să vedem puțin și spre înviere, faptul învierii, ce ne aduce, repet, nu doar atunci, ci și acum. Dacă tot ați cerut
mici completări, să ne completăm. Așa e frumos. Eu nu aș exclude patima, agonia din grădina Ghețiman, pentru că atunci este momentul când Mântuitorul se îmbracă cu haina păcatelor omenirii ca și cu o haină de împrumut. Atunci este momentul în care, în intensitatea trăirii, transpiră sudori, sudor de sânge, și atunci vede păcatul umanității de la Adam până la el și de la Iisus până la Anticrist. Pentru că Mântuitorul are o misiune. Mântuitorul se deșartă pe sine, se dăruiește. Termenul folosit este chenoză. În momentul în care își asumă firea umană, se face om, formula este simplă, se face om ca pe om să-l facă, să-i recâștige demnitatea de fiu al lui Dumnezeu. Eu aș merge ceva mai insistent, ca beneficiu sau câștig a zilelor în care trăim, se face om ca prima dată să ne reînvețe să fim oameni. Abia pe un caracter, un model, da? Abia pe un caracter uman, sănătos, putem vorbi de așezare și îmbrăcare de virtuți. Ori patima Mântuitorului Hristos, odată începută, ne arată într-adevăr răutatea păcatului, prețul mare pe care s-a plătit pentru ridicarea păcatului de pe umerii umanității. Și cele săvârșite până atunci, dar și care se vor săvârși de acum și până la Anticrist. Patima Mântuitorului este și mai mare pentru că vede în timp atât și atât de mulți pentru care El se dă și sunt dezinteresați sau nu bagă în seamă sau nu apreciază sau nu recunosc sau nu folosesc ceea ce Mântuitorul face pentru ei. Pe cruce, pe Golgota, imaginea extraordinară a umanității în tabloul prezenței celor doi tâlhari, adică cei care îl acceptă pe Hristos sau cei care îl refuză pe Hristos. Și implicit faptul că Mântuitorul se arată într-o misiune, se dăruiește pe sine, se dă sine, împlinind voia Tatălui, așa cum în una dintre cele ultime 7 cuvântări de pe cruce, Mântuitorul spune săvârșitusa, sau în latină consumatus est, misiune îndeplinită. Tetelestai în greacă. Sau tetelestai. Eu cred că e termenul cel mai sănătos acela, pentru că acolo înseamnă datorie plătită până la ultimul bănuț. S-a găsit la ultimele săpături, cu vreo 30 de ani în urmă, biroul unui vameș, și au găsit două serii de documente. Unul era îndosariat legat, cum facem noi, cu ață, cu curea de piele, și pecetluit, și la finalul fiecăruia dintre acele dosare era tras o linie plătit până la ultimul bănuț. De fapt, cuvântul tetelestai în limba greacă. Ori Mântuitorul a plătit totul pentru a împăca pe Dumnezeu cu lumea și lumea cu Dumnezeu. A plătit totul pentru păcatele noastre, iar beneficiile extraordinare se văd din momentul învierii. Învingând moartea pe teritoriul ei, pe tărâmul ei, prin înviere ajungem chiar să cântăm în stihirile învierii: unde ți este moarte, acul tău? Boldul, da? Sunt beneficiu imediat pentru omenire, dar să ne gândim la noi înșine care suntem aici în platou, pentru noi înșine beneficiu imediat al învierii, pentru că iată, suntem în zilele învierii, în clipele învierii, este următorul pe care îl menționează Apostolul Pavel, în epistola pe care o adresează, prima sau a doua, noi avem prima în canon, 1 Corinteni, unul creștin de pe continentul nostru, în care el sintetizează esența învierii și rostul învierii, și în 1 Corinteni 15:14 spune așa: dacă Hristos n-a înviat, zadarnică este atunci propovădirea noastră, zadarnică și credința voastră. Deci tocmai pentru că Mântuitorul Hristos a înviat, noi suntem aici. Tocmai pentru că El a înviat, propovăduim pe Domnul înviat și creștinătatea propovăduiește de 2000 de ani mai bine și de învierea. Fapt, esența Evangheliei tot, și, învierea n-a fost o ficțiune a istoriei. Ea a fost dovedită tocmai în istorie de experiența creștină, de experiența umană, și așa cum spuneam, primul beneficiu al învierii pentru noi cei care suntem aici și pentru cei care ne urmăresc acum este acela că propovăduirea noastră are un sens, credința noastră are un sens, precum și acelora care ne ascultă acum.
Și puterea învierii lui Hristos ce aduce în viața credinciosului? Deci, dacă ne uităm la credem apostol, că Domnul Iisus a murit pentru noi și ne-a înlocuit în pedeapsă și obținem iertarea. Privim spre înviere, spre puterea, spre Duhul învierii. Primii beneficiari au fost apostolii, care au înviat și ei, din punct de vedere spiritual. Dacă Domnul Iisus nu ar fi înviat din morți, nu era cu putință învierea lor din deznădejde. Respectiv, din nașterea din nou și înnoirea. Da. Da. Iar noi astăzi suntem efectul acelei învieri. Ne-a înviat și pe noi, ne-a înviat la credință, ne-a înviat la o viață nouă, ne-a înviat la nădejde nouă, ne-a înviat la o trăire nouă cu un scop nou pe pământul acesta. Și întâlnirea fiecărui om prin credință cu cel înviat aduce aceeași transformare. Pentru că în 1 Corinteni 15, de unde ați citat, se arată, v-am făcut de cunoscut Evanghelia, care constă în moartea, învierea, înălțarea, dar și în arătarea într-o anumită descoperire personală a celui înviat. Pentru că aici s-a amintit foarte bine despre nădejde, tot legat de beneficiul învierii pentru noi cei de astăzi, noi suntem beneficiari și cei care vor veni după noi, cum au fost și cei care au fost înaintea noastră. Dar dacă ne referim la efectul imediat al învierii asupra noastră, ca să-l numim beneficiu, trebuie să-l transpunem foarte bine și în sfera nu numai a nădejdii, ci și a mângâierii. Învierea ne-a mângâiat pentru totdeauna vis-a-vis de trecerea din această viață noastră. De frica morții, cum zice nevrei. Exact, ca celor dragi ai noștri. Învierea lui Iisus ne-a arătat că cei care au plecat înaintea noastră nu sunt dați neantului, ei există, ei ne văd, ei trăiesc, ei sunt vii și de acolo de unde sunt ei ne transmit. Uneori simțim, alteori nu, lumea care ne așteaptă după învierea universală, o înviere universală care a fost posibilă tocmai datorită învierii Mântuitorului Hristos. Deci învierea ca atare este și o mângâiere extremă pentru noi. Vis-a-vis de faptul că morții noștri dragi nu sunt dați pieirii, ci că ei ne așteaptă dincolo de granița morții, tocmai în lumea învierii. Și este și o condiție a mântuirii. În Roman 10 scrie că dacă mărturisești și dacă crezi din inimă că Dumnezeu l-a înviat din morți, deci fără credința în moartea și în învierea, Domnului nu este nici măcar mântuire, dar aminte celelalte. Vorbeam înainte de emisiune despre semnul plus, despre acea fetiță care, învățând tainele aritmeticii la școală, a rămas profund impresionată de felul cum niște semne atât de simple pot să influențeze atât de mult numerele care iasă. Și după ce a învățat semnul plus, a văzut în biserică, în spatele altarului, a văzut semnul crucii, crucea înălțată și spune, ce-i cu semnul ăla plus acolo în altar? Normal, o întrebare naturală din partea fetiței, dar o întrebare cu răspunsuri suficient de profunde pentru a vedea câștigul patimii morții și învierii Domnului nostru Iisus Hristos. Pentru că, de fapt, este marele plus al lui Dumnezeu. Dacă marele minus era moartea, învierea este chezășia vieții veșnice. Plus de iubire, plus de putere, fără de mine nu puteți face nimic, toate le pot în Hristos în care eu cred, ajunge Sfântul Apostol Pavel să spună mai târziu, plus de viață nouă, pentru că omul unit cu Hristos nu este așa cum unim un măr cu o pară și spunem că avem două fructe, ci trebuie să ne gândim la unire între atomii de unul de oxigen și doi de hidrogen, formează o formulă nouă, omul nou înnoit prin Hristos. Plus de viață eternică, El este începătorul învierii noastre și chezășia învierii noastre. Plus și am putea la nesfârșit să găsim doar plusul în viața noastră. Ca să încheiem acolo, da, am încercat să mergem la persoana Domnului Iisus și la faptele
mă rog, principale, să zic așa, fundamentale ale Domnului Iisus, fapte obiective când trăia pe pământ, a rămas înălțarea. Ce ne-a furnizat, ce ne aduce înălțarea? Și apoi revenim la dovezile învierii, martorii învierii. Deci ce beneficiu are creștinul pentru că Hristos s-a înălțat la cer, încă pe acest pământ fiind și nu în faza escatologiei personale, a morții și a învierii viitoare. Apostolul Petru, în fapte 2, ne spune foarte clar ce s-a întâmplat. Faptul că Mântuitorul Hristos s-a înălțat la cer îi oferă creștinului garanția în credința lui că Iisus n-a fost numai om care a murit și care a înviat, ci și un Dumnezeu care s-a întors la cârma Universului de unde El a venit. Deci este foarte important pentru noi să știm că Cel care moare pentru noi și a înviat pentru noi este Dumnezeul de-a dreapta Tatălui, este Dumnezeul Creator al Cerului și al Pământului, de la acestui univers, deci a întregii făpturi. Și nu numai că s-a dus sus să ne lase singuri. Pe de altă parte, așa cum spuneam la început, noi toți fiind prinși în umanitatea lui Hristos, umanitate slăvită, deci spiritualizată, avem garanția și baza spiritualizării noastre finale. Prin Spiritul Sfânt, Duhul Sfânt, care a fost trimis ca urmare înălțării lui Hristos. Dar să revenim la dovezile învierii, pentru că timpul fuge și mai avem 25 de minute din această emisiune. Dacă ați binevoi, fiecare să aduceți una sau două doveze, poate monumentale, dovezi mari, mici, dovezi ale învierii Domnului Iisus. S-a spus foarte bine că faptul, actul învierii în sine nu este descris, nu putea fi descris, nu putea să aibă martori oculari. Dar realitatea învierii poate fi susținută. Dacă vreți fiecare să aduceți câte două, să zicem așa, doveze ale învierii Domnului Iisus Hristos, cei care ne urmăresc se întreabă, bine, afirmați că a înviat Hristos, dar de unde știți? Care sunt dovezile? În primul rând ar fi primul argument, o lipsă. Mormântul este gol. Deci este debordat acest... Toți ceilalți liberi au mormântul existența plin, cum se spune, da? Așa, deci prima dată este lipsa din mormânt. Haideți să comentăm puțin, dacă binevoiți, dacă totuși ar fi fost cineva în mormânt, ar mai fi putut fi susținută învierea în contemporaneitate, în acele zile când s-a proclamat învierea lui Hristos? Zilele erau prea tulburi ca să se fi putut întâmpla așa ceva. Dar ce este cu neputință la oameni este cu putință la Dumnezeu. Ideea era dar că dacă era cineva mormânt, nu-i așa, mergeau acolo și arăta, uite, Doamne, cum spuneți că a înviat, că e acolo mortul. Dar se vorbește de prezența îngerilor. Și martorii învierii transmit lucrul acesta. Iar femeile sunt binecuvântate tocmai pentru credința în înger. Dacă îmi permite, Sfântul Augustin, doar atât vreau să dau un citat, referindu-se la soldații care au fost învățați să răspândească acel zvon că a fost furat trupul Domnului, a spus următoarele. Ei, soldații, fie că dormeau, fie că erau treji. Dacă erau treji, cum de-au permis ca trupul să fie luat? Dacă dormeau, de unde au știut că ucenicii îl luară? Cum îndrăznesc de ei să afirmă că trupul a fost furat? Ar trebui să ne oprim puțin la textul biblic, da. Pentru că textul biblic este dovada supremă a învierii Mântuitorului Hristos și experiența creștină. Și cred că sunt mai puțin importante acele dovezi raționale, numite raționale, logice, pentru dovedirea învierii lui Iisus. Cine nu crede în textul biblic nu va crede nici în dovezile raționale. Și sunt câteva. Ipoteza furtului, ipoteza morții aparente, ipoteza leșinului și așa mai departe. Textul biblic este cel asupra care trebuie să ne concentrăm. Eu fac o afirmație pe care am scris-o. Credința în înviere s-a născut din mormântul gol. Punct. Și acum mergem să vedem despre ce este vorba. Singurul care relatează acest lucru este evanghelistul Ioan. El scrie la sfârșit de secolul I în completarea sinopticilor, adică primelor trei evangheliști. El nu a consemnat acest lucru, că nu erau preocupați de argumentele învierii. Ori Ioan, evanghelistul, este preocupat la sfârșit de secolul I, după o anumită maturitate a credinței creștine, pe de o parte, și după apariția primelor contestări
publice, să spunem așa, ale fenomenului istoric Hristos, el se simte oarecum îndatorat să vină cu o logică a argumentelor în sprijinul învierii. Și primul pe care îl consemnează este tocmai mormântul gol. Și iată despre ce este vorba. Și dumneavoastră și toți creștinii care ne ascultă, cred, mai ales ei, cred că știu despre ce este vorba, de aceea n-am să repet tot acest eveniment. Important este un lucru. Maria Magdalena vine la mormânt. Deci în Ioan 20, dacă Ioan 20, primele versete. Și îi înștiințează pe apostol că mormântul este gol, soldații nu sunt acolo și că cineva, probabil, l-a luat pe Domnul din mormânt. Ea lansează, prima, Maria Magdalena, ipoteza furtului. Mă refer la cei care l-au urmat pe Iisus, nu la contestatarii lui Iisus, de care aminteați dumneavoastră. Adică Sinedriu care plătește soldații să spună că l-au furat. Păi dacă l-au furat, de ce au permis și dacă ei dormeau, de unde știu că l-au furat? De asta nici nu merită să insistăm asupra acestor dovezi, ci asupra textului Bibliei. Apostolul Petru și Ioan, nu știm de ce numai ei, dar nu este important acest lucru, aleargă la mormânt. Ajunge primul, ucenicul pe care îl iubea Iisus, că el este, apostolul Ioan, ajunge primul, dar nu intră în mormânt. Vine Petru mai curajos și intră în mormânt. Și acum este important. Și ce găsesc în mormânt? Citesc versetul 6 și 7 din Ioan 20, versetul 6, 7 și 8. Haideți să-l punem și pe 8. Iată ce spune Sfântul Ioan la sfârșit de secolul I. A sosit și Simon Petru urmând după el și a intrat în mormânt și a văzut giurgiurile puse jos. Despre Petru se spune a văzut și vom vedea ce se spune despre ucenicul iubit. Sunt două verbe deloc lipsite de importanță raportate la înviere. Deci Petru a văzut giurgiurile puse jos. Punct. Versetul 7. Iar mahrama care fusese pe capul lui nu era pusă împreună cu giulgiurile, ci înfășurată la o parte într-un loc, împăturită, termenul în original. Deci înfășurată, pusă la un loc. Versetul 8. Atunci a intrat și celălalt ucenic care susise întâi la mormânt, și acum este important, și a văzut și a crezut. Deci el nu numai vede, apare de două ori verbul a vedea, odată pentru Petru, odată pentru ucenicul iubit, numai că în cazul ucenicului iubit este adăugat și verbul a crezut. De ce a crezut? Și în ce a crezut? A crezut tocmai în înviere și învierea este dată de un amănunt deloc lipsit de importanță și Iisus a avut grijă să lase acest amănunt acolo. Și anume este vorba de mahrama care fusese pe capul lui, care era împăturită, pusă la un loc. Dacă cineva ar fi venit să fure trupul lui Iisus, să spunem apostoli, cum au răspândit vestea sinedriștii? Pe apostolii, cu pază lângă ei, sau dacă nu mai era pază și nu știm din ce motive n-ar mai fi fost pază, și-ar fi permis ei să intre în mormânt și cu mare grijă să fure trupul lui Iisus, giurgiurile de ce să le lase acolo, mai ales că era foarte greu să le desfaci de pe trupul mortului, având în vedere ritualul de îmbălsămare. Pe de-o parte. Iar pe de altă parte, de ce să mai împăturești și mahrama și să o pui separat frumos, neatinsă, la un loc? Cine ar fi avut timp de așa ceva? Deci, iată, nici nu merită să dăm importanță argumentelor raționale vis-a-vis de învierea lui Iisus, având în vedere ce spune textul sfânt, ce spune evanghelistul inspirat de Dumnezeu și care relatează în calitate de martor ocular. De fapt, dacă îmi permiteți doar atât, întăresc ce ați spus, la 1 Corinteni 15, de unde ați citat, prima dovadă este mărturia scripturistică. După aceea spunem de martor ocular. Acolo, la 1 Corinteni 15, sunt deci, și alte probleme pe care probabil în emisiunile noastre o să le atingem, dar vreau să spun de aici, din versetul 7, din mormântul gol, dar extrem de bine aranjat, ca să spunem așa, s-a născut credința în înviere. Este temeiul suprem
al credinței în învierea Domnului. Și totuși, haideți să vedem cum sunteți profesor în Noul Testament, de aceea punem și întrebări complicate, chiar foarte complicate. Versetul 9 spune, după ce zice, a văzut și a crezut, căci, pentru că tot nu pricepeau că după Scriptură Iisus trebuia să învieze din morți. Adică, dacă a crezut în învierea din morți, de ce se spune că tot nu credeau că Iisus o să învieze din morți? Vorbea la general de ceilalți, cu excepția lui Ioan? Nu. Învierea, trebuie să spunem, este evenimentul cel mai greu de crezut. Deci Iisus știa că învierea sa nu va fi un lucru ușor de crezut și de perceput de om. De aceea, el rămâne pe pământ timp de 40 de zile și evangheliștii toți consemnează numai arătările Domnului înviat și nimic din propovăduirea lui. Ci sporadic, aici colo câte un cuvânt numai a lui Iisus în arătările respective, fără să mai insiste în timpul de după înviere asupra temelor mari ale învățăturii lui, ale Evangheliei lui. Deci Iisus știa cât de greu este pentru om să accepte învierea. Și de altfel și Ioan se pare că a revenit cu îndoială, pentru că la un moment dat pe toți ucenicii i-a certat că se îndoiau. Și iar așa pe se de pare. Altă parte, noi știm foarte bine chipul evanghelic al lui Iisus. Este dat de către, sau este descris de către lumea din jurul lui. Deci de către om. Într-o singură evanghelie, Iisus se definește pe sine în cele 10 ziceri din Ioan, egoimi, eu sunt. Dar când se definește el pe sine? La sfârșit de secolul I, când putea să spună unor creștini deja după jumătate de secol cu oarecare maturitate în credință ce înseamnă metafora, ca să spunem așa, realitatea din spatele metaforei lui. Eu sunt vița, de exemplu. Eu sunt pâinea. Deci aici aluzia este la sacramentul euharistic, ori creștinilor de după jumătate de secol putea să le vorbească Ioan despre cuvinte ale lui Iisus referitoare la sacrament. Ori chipul evanghelic al lui Iisus este descris, este conturat de conaționalii lui, de apostoli și de alții. El un singur titlu cristologic își atribuie Iisus, și anume cel de Fiul omului. Atât. Restul titlul sunt date de către contemporani. Ei, gândiți-vă și toți să ne gândim cât de greu a fost să accepte apostolii, Scriptura legată de moartea lui Mesia, în care ei și-au pus toată speranța. Și pe drumul spre Emaus, și închei, de la Ierusalim, tocmai acest lucru face Iisus. Prima exegeză de după învierea Domnului înviat, a locurilor din Scriptură care vorbesc de moartea lui, de pătimirea lui. Și cu siguranță accentul a fost pus, fără să ne spună Luca Evanghelistul, pe Isaia 53. Ori nu se putea accepta foarte ușor o scriptură a morții lui Mesia pe care l-au așteptat, și știm concepția mesianică iudaică despre Mesia, inclusiv a apostolilor. De aceea apostolul Pavel, așa cum foarte bine ați remarcat, și Ioan consemnează că încă nu știau Scriptura, nu că nu știau, încă nu pătrunseseră, încă nu și-au însușit-o Scriptura în lumina anastasică a interpretării ei. Deci mormântul gol, cu tot ceea ce reflectă acest mormânt gol, într-adevăr, am înțeles că ați scris tomuri întregi sau capitole întregi doar pe Ioan 20 și se poate vorbi pornind de la fiecare. Câteva mărturii. Cu o precizare la întrebarea dumneavoastră. Apostolii și evreii erau obișnuiți cu învierea fizică, pentru că însuși Domnul Iisus a înviat din morți persoane. Eu cred că aici nuanța este, ei n-au priceput învierea ca primul înviat dintr-o nouă înviere. Pentru că Apostol Pavel spune, el este pârga acestei învieri. Învierea au mai fost și apostolii puteau să fie chiar familiarizați, să spunem într-un fel, cu învierea obișnuită, învierea lui Lazar, a fi cei așa, dar această înviere era total diferită de celelalte învieri.
Și cred că nuanța aceasta ei n-au priceput-o. Și a trebuit să Duhul vieze Dumnezeu fără să mai moară ulterior. Fără să mai moară. Mai avem 10 minute și aș dori să vă ofer în încheierea acestui episod, le spunem telespectatorilor că intenționăm încă două episoade să mai mergem pe această temă, deci învierea și arătările Mântuitorului, să aveți fiecare posibilitate câte 3 minute, 4 minute să aduceți un cuvânt de urare către telespectatori în această zi, în această vreme, în această perioadă a comemorării învierii Mântuitorului. În care ordine doriți dumneavoastră, v-aș ruga să o faceți privind spre telespectatori. Hristos a înviat. Iubiți credincioși, va trebui să înțelegeți misiunea noastră și ce încercăm aici împreună să trăim. Pentru că altfel nu putem a vă transmite și dumneavoastră. Trăirea noastră ar fi asemănătoare cu ceea ce consemnează Sfântul Apostol Ioan în întâia sa epistolă apostolică. Chiar în capitolul 1, primele 5 versete, ce era de la început, ce am auzit, ce am văzut cu ochii noștri, ce am privit și mâinile noastre au pipăit despre cuvântul vieții. Și viața s-a arătat și am văzut-o și o mărturisim. Și vă vestim viața de veci, care era la Tatăl și s-a arătat nouă. Ce am văzut și am auzit, vă vestim și vouă, ca și voi să aveți împărtășire cu noi. Iar împărtășirea noastră este cu Tatăl și cu Fiul Său, Iisus Hristos. Și acestea noi vi le scriem ca bucuria noastră să fie deplină. Aceasta este vestirea pe care am auzit-o de la El și o vestim, că Dumnezeu este lumină și nici un întuneric nu este în el. Această împărtășire, noi ca și preoți și păstori, am experimentat-o. Am experimentat-o în primul rând fiind chemați să slujim în via Domnului. Nu poți ca preot sau păstor să propovăduiești ceva în ce nu crezi. Ai fi un ipocrit. Însă mărturisim prin viața noastră omul cel nou înviat prin Hristos. Omul cel nou care se bucură de comuniunea cu Hristos. Omul cel nou care nu mai trăiește el, ci Hristos trăiește în el. Omul împlinit de bucuria veștii învierii Domnului nostru Iisus Hristos. Învierea lui Hristos să vă fie de folos. Hristos a înviat. Aș dori pentru telespectatorii noștri, cât și pentru toți creștinii, cu ocazia acestor sărbători, să ne uităm în Scriptură mai mult ca altă dată și să vedem cum cei care au fost în preajma Domnului Iisus Hristos l-au căutat, au fost luminați de Dumnezeu și au fost binecuvântați de Dumnezeu. Primul lucru care îmi vine acum în minte, uitându-mă în Sfânta Evanghelie după Matei, capitolul 28, spune evanghelistul așa: la sfârșitul zilei sabatului, când începea să se lumineze înspre ziua din tâia săptămânii, Maria Magdalena și cealaltă Marie au venit să vadă mormântul. În primul rând, dis de dimineață, adică să punem prioritar în viața noastră să căutăm pe Cel înviat. Dumnezeu ne-a mai dat încă zile, un an de har în care să putem, ca și biserică, ca și comunitate, să sărbătorim pe Cel înviat. Aș vrea ca Dumnezeu să ne ajute, asemenea Mariei Magdalena și celelalte Marii, să punem pe primul plan căutarea Domnului Iisus. Pentru cei ce îl caută pe Domnul Iisus, Dumnezeu face tot posibilul să li se descoperă. Observăm că, deși femeile erau îngrijorate, Dumnezeu le-a purtat de grijă în a le descrie, în a le vorbi, în a le alunga teama, în a le învăța să se bucure de marea biruință a Domnului Iisus.
Apoi aș dori să mergem de la biserică, de la casa lui Dumnezeu, mai încurajați să credem în înviere, mai hotărâți să vorbim și altora care probabil au rămas acasă de data aceasta despre bucuria întâlnirii prin credință cu Domnul Iisus Hristos și despre beneficiile învierii pe care Hristos le-a câștigat și este gata să le ofere oricărui om de pe pământ care dorește să-L cunoască și să primească în dar tot ceea ce El, Hristos, a câștigat prin patima Lui, prin suferința Lui și prin învierea Lui. Vă doresc tuturor sărbători binecuvântate împreună cu Domnul Iisus. Amin. Iubiți creștini, mesajul meu pentru dumneavoastră de Paște este legat de semnificația cuvântului Paște. Numim învierea Mântuitorului Hristos și sărbătoarea Paștelui, iar Pasca, Paștele sărbătorit de evrei, a însemnat trecere de la robie la libertate, de la țara robiei spre țara făgăduinței a libertății. Paște așadar însemnează trecere. Să încercăm toți să trecem de la omul cel vechi, din robia păcatului, spre omul cel nou, în țara făgăduinței și în țara harului. Dacă de Paște, de înviere, nu simțim că am trecut de la omul cel vechi la omul cel nou, nu vom simți harul și binecuvântările învierii. Aș vrea în acest sens să citesc un text din Epistola către Efeseni, unde Sfântul Pavel spune așa: pe noi cei ce eram morți prin greșelile noastre, vorba de robia păcatului egală cu moartea, și foarte multă lume experiază moartea păcatului, spune: pe noi ne-a făcut vii împreună cu Hristos și împreună cu El ne-a sculat, deci ne-a ridicat și împreună ne-a așezat într-o cele cerești în Hristos Iisus. Iar în aceeași epistolă, în capitolul 4, versetul 22 și 24, spune așa: să vă dezbrăcați de viețuirea voastră de mai înainte, de omul cel vechi, care se strică prin poftele amăgitoare. Deci de la acest om vechi să treceți, spre ce? Spre îmbrăcarea în omul cel nou, care este făcut după chipul lui Dumnezeu, în dreptatea și în sfințenia adevărului. Dacă în mine, în dumneavoastră, în cel de lângă dumneavoastră, în copil, în părinte, în mamă, în tată, în frate, în coleg, nu vei simți pe omul cel nou din dreptatea și sfințenia adevărului, e foarte posibil că în casa ta și în viața ta să nu există Paște. Lumina învierii este dată tocmai de trecerea de la omul vechi la omul nou, de la omul păcatului la omul post-pascal cu Hristos. Doar atunci va fi învierea simțită, nu vorbită, în viețile noastre. Permiteți-mi și mie să dau două citate. Vestitul, cunoscutul profesor englez C.S. Lewis a spus: primul fapt din istoria creștinismului a fost un grup de oameni care susțineau că sunt martori învierii lui Iisus. Dacă ei ar fi dispărut înainte de a-i convinge și pe alții să creadă această evanghelie, atunci nicio altă evanghelie n-ar mai fi fost scrisă vreodată, încheiat citatul. Din fericire, ei au reușit să convingă și noi suntem dintre cei care am fost convinși de acest adevăr. Și pentru că timpul ne permite, Dr. A.C. Ivey, ex-președinte al Societății Americane de Fiziologie, a dat un citat ceva mai lung: eu cred în învierea trupească a lui Iisus Hristos. Aceasta este într-adevăr o chestiune personală, dar eu nu mă rușinez să arăt lumii ceea ce cred. Și pot să-mi justific credința din punct de vedere intelectual.
nu pot demonstra adevărul acestei credințe, așa cum aș putea demonstra fapte științifice care acum 100 de ani păreau tot atât de misterioase ca și învierea lui Iisus Hristos. Pe baza dovezilor istorice ale cunoașterii biologice actuale, orice om de știință, fidel filozofiei științei, poate pune la îndoială, desigur, învierea în trup al lui Iisus Hristos, dar nu o poate nega. Pentru că procedând astfel ar însemna să și poată dovedi că ea nu a avut loc. În consecință, spune acest om de știință, eu pot spune doar că știința biologică de astăzi nu poate readuce la viață un trup mort care a stat în mormânt timp de 3 zile. Dar a nega învierea lui Iisus Hristos pe baza ceea ce biologia cunoaște la această dată ar însemna să manifeste o atitudine neștiințifică. Așa cum foarte bine se amintea, noi avem Scriptura ca dovadă, Scriptura nu poate să fie desființată și noi cu toții putem să vă facem o urare și le mulțumesc invitațiilor mei. Aș dori ca împreună să le spunem celor care ne urmăresc privind spre dumnealor urarea pascală: Hristos a înviat! Adevărat că a înviat, fie să putem cu toții să rostim acest cuvânt. Vă invităm să ne urmăriți și la emisiunea viitoare și vom merge să descifrăm dovezi, alte dovezi ale învierii Domnului Iisus Hristos și alte beneficii pe care fiecare dintre noi le putem obține ca urmare a morții, învierii și înălțării lui Hristos. Hristos a înviat!